Fraților, bine v-am găsit, mijloc de săptămână pentru noi, pentru alții lucrurile abia încep. Vreau să vă ținem un pic de vorbă cu decernarea premiului Goncourt astăzi în Franța, cel mai mare premiu literar al lumii francofone și despre care se spune că este și singurul mare premiu literar al planetei care nu ține cont de gen. Este un lucru interesant, tocmai de asta s-a inventat în Franța premiul Femina, care ieri a fost atribuit unei doamne care candidează și ea astăzi la Goncourt. E bine, tocmai pentru că se spune că acest premiu nu ține cont decât de competența literară și nu ia în calcul nici măcar în 2023 toate influențele astea la modă ale societății. Și se bazează pur și simplu numai pe condei. Ceea ce trebuia semnalat, pentru că poate lumea nu știe acest lucru, mai există din când în când pe... E un zgomot de asta, mi-o scosesc, e un zgomot de asta de magazie, parcă să lucrează la ceva, probabil niște conducte, niște șaibe acolo. Deci premiul Goncourt decernat în această zi lui Jean-Baptiste Andrea, care nu scrisese decât 4 romane până acum. El câștigă acest premiu, spuneam, fondat la începutul secolului 20, care are aproape aceeași vechime ca și premiul Nobel, pentru un roman intitulat Veille sur elle, adică să vegheze asupra ei. E o poveste de dragoste în Italia fascistă și care câștigase deja premiul FNAC în Franța în această perioadă. Jean-Baptiste Andrea are 52 de ani, este total necunoscut, sigur, publicului lambda din România și a reușit să câștige premiul Goncourt la al 14-lea tur de scrutin, atunci când președintele juriului, Didier Decoin, a votat dublu în calitate de președinte. Votul său conta dublu, asta a fost până la urmă, că altfel nu reușeau să tranșeze. A fost cel mai disputat premiu Goncourt din ultimii 50 de ani, din acest punct de vedere. În top 4, pentru că erau 4 mari favoriți, mai erau Erich Reinhardt, era considerat principalul favorit, Gaspard König și Neige Sinot, o doamnă care scrisese cu mare succes Tristă Tigră, un roman bazat pe incestul pe care l-a suferit în copilărie și care luase cu o zi mai devreme premiul Femina, Neige Sinot. Neige se scrie ca zăpada, un foarte interesant prenume, chiar dacă sub pseudonim. Cam asta ar fi așadar cu decernarea acestui premiu, căruia și așa îi se face prea mică propagandă în România. Și ăsta e motivul pentru care măcar noi, care mai culturalizăm lumea din când în când cu câte o frază, să încercăm să-l băgăm în seamă. Asta e dacă n-a reușit să repare. La noi sunt în orice caz momente de euforie, pentru că au început deja marile înregistrări pentru începutul 2024, pentru emisiunile de divertisment, în sensul în care, dacă va mai fi un an, 2024, vor fi și emisiunile respective. Ne întoarcem în actualitatea internă cu doamna Firea, care a confirmat luni seară, adică cu o seară înainte, dar n-am mai prins-o noi, că a revenit în funcțiile de prim vicepreședinte PSD, asta o aveam, și de președinte al Socialdemocraților din București, o aveam și pe asta, ca urmare a votului unanim din Consiliul Politic Național al Partidului. Deci s-au întâlnit băieții în partid și până la urmă au decis că la reputația PSD-ului o Firea în plus sau în minus nu dăunează cu nimic sănătății. Doamna Firea, care a declarat încă o dată în entuziasmul sau în euforia acestui moment, nu există o legătură între mine, soțul meu, primăria voluntari și dosarele sociale falsificate. Așa cum ne spuneau și colegele de la Metropola, da? Doamna Firea este nevătămată și neprihănită. Este într-adevăr o doamnă bine, o doamnă fără de care, iată că politica națională și locală nu se descurcă. Și este nevoie să apelăm din nou la urgia acestei doamne, care
pe lângă faptul că n-a fost niciodată simpatică, este și intolerabilă la locul de muncă, după tot pucinogul ăsta pe care l-a declanșat, dar sigur că tot rău spre bine și tot rău înainte. 2024 va fi probabil anul care ne va îngropa pe toți. Din toate punctele de vedere trebuie să fie ultimul. Da, este terminus 2024. Și pentru politica românească, și pentru politica americană, și pentru politica sovieto-rusească, și pentru politica ucraineană, unde domnul Zelenski ne avertizează că nu vor fi alegeri în martie 2024, pentru că martie 2024 vine în 2024 mai repede decât venea în alți ani. Și cum la ei e război, lucrurile sunt escaladate. O să rămână tovarășul Zelenski, așadar președinte pe viață în Ucraina. Este un an pe care nu-l vom supraviețui, da? Din punct de vedere climatic, vă dați seama ce va fi. Absolut toate recordurile încă o dată bătute. Niciun an n-a sunat mai prost în istorie decât acest 2024. Altfel, el pe hârtie arată bine. O să-i dedicăm poate și noi câteva poezii în emisiunile astea, să zicem așa, retrospective de final de an. Bun, mergem mai departe de la doamna Firea la domnul Orban, care spune despre retragerea Elenei Lasconi de pe listele USR că a privit cu îngrijorare acest episod și că o să aibă discuții ca de la om la partid cu USR-ul. Încă o dată trebuie să reamintim pe foarte pe scurt povestea. Acel referendum din 2018 a fost făcut în România, a fost organizat în România pentru ca cetățeanul să voteze în favoarea familiei tradiționale. Adică familie compusă dintr-un bărbat și o femeie, sau dintr-o femeie și un bărbat, mai corect spus. E bine, lumea s-a dus la vot atât cât a fost, n-a reușit să se strângă 50%, referendumul a fost invalidat, dar oamenii au votat în proporție covârșitoare pentru familia tradițională, pentru că românul este de modă veche, sau altfel spus, nu este ancorat în evoluția lumii. El are câteva secole, probabil, de întârziere mentală din punctul ăsta de vedere și nu îl ajută nici mersul societății, care este șontorog, așa și potignit. Deci, încă o dată, doamna Elena Lasconi, care urma să fie prima pe listă la europarlamentare din partea USR și primarul de la Câmpul Lung Muscel, județul Argeș, a fost retrasă de pe listă după ce ar fi mărturisit că în 2018 a votat împotriva familiei compuse din două femei sau doi bărbați, adică ar fi acceptat familia tradițională. Dar, încă o dată, așa cum au votat cam toți românii la vremea respectivă. Numai că din 2018 până în 2023 lucrurile s-au schimbat. Și astăzi suntem și noi ca spectatorii de la OM cu Forbach în 1965, când au fost 400 și ceva de spectatori la meci. Și acum, peste ani, dacă te duci și întrebi pe oameni, peste 2 milioane ar fi asistat la acel joc care a rămas în istoria clubului Olympique Marseille, pentru că dacă l-ar fi pierdut, probabil ar fi retrogradat și s-ar fi desființat clubul, ajungea în Liga 3-a. Deci cam așa este și aici. În 2018 erai mândru să declari că ai votat pentru familia tradițională românească. În 2023, dacă spui așa ceva, cum a spus doamna Lasconi, riști să-ți pierzi toată cariera politică. Da? Nu poate fi judecat un om pentru așa ceva. Sigur că domnului Orban îi lipsesc cuvintele și îi lipsește pe undeva și logica, așa cum i-a lipsit mereu. Un politician trebuie să vină și să explice în două cuvinte, dacă un jurnalist nu e în stare să o facă, acest lucru. Noi nu suntem obișnuiți să votăm pentru aceste tendințe ale momentului. Românul votează în continuare cu porcul din fundătură, cu sarmalele, da, cu poalele în brâu și cu WC-ul în fundul curții. El nu se adaptează timpului său. Noi suntem încă într-o Europa dintr-asta clandestină, care nu mai are trecere astăzi în Occidentul ăsta prea fardat, prea pudrat și prea parfumat. Acolo, sigur că ți se taie capul pentru astfel de îndărătnicie. Dar mai este un lucru de semnalat.
De ce să organizezi un referendum dacă tu nu poți vota cum vrei? Care este îngrijorarea, că nu pricep? Păi dacă este un referendum și poți să votezi într-un singur sens, atunci nu mai este referendum. Trebuie să ni se spună, dom'le, e dictatură. Noi organizăm niște alegeri, dar ele nu sunt numai de ochii lumii. Trebuie să votați așa, că dacă nu, dracu vă ia. Sau vă paște pușcăria. Sau vă pierdeți locul de muncă. Sau veți fi expulzați din societate. Veți deveni apatrizi. Nu, trebuie să ni se spună. Sau te duci la referendum și votezi cum vrei. Este vorba de o opțiune aici. Eu, de exemplu, n-am fost la acel referendum, dar nu mi-e greu să mă explic. Dacă ar fi fost nevoie să mă duc, să zicem, era obligatoriu, aș fi votat pentru familia Elenei Lasconi, adică împotriva familiei tradiționale. Dar asta nu pentru că sunt împotriva ei, ci pentru că sunt un pic mai deschis și consider că un om are dreptul să aleagă în viață așa cum vrea. Ăsta fiind cam singurul loc, cam singurul loc unde un om poate să aleagă. Celelalte nu prea ai unde să alegi. Nu-ți alegi numele, nu-ți alegi familia, nu-ți alegi orașul, țara, nu-ți alegi meseria, pentru că și acolo trebuie să ai niște aptitudini. Și eu aș fi vrut să mă fac cosmonaut, dar n-aveam cum. Da? Cam singurul lucru pe care poți să ți-l alegi este persoana cu care vrei să trăiești în viață. E adevărat că și acolo alegerile sunt în general puține. Rar găsești un om care să zică, domnule, eu am avut posibilitatea să aleg din 200 de persoane. Sau dintr-o mie. În general alegi din 2-3. Asta este și sigur că totul depinde de destin. Dar încă o dată nu trebuie să fie o tragedie în 2023 că omul votează într-un fel sau altul atunci când are o opțiune. Asta mi se pare lamentabil. Nu mă interesează în ce direcție ai votat, dar cum să îi impui unui om, fie că sunt alegeri europene sau sunt alegeri interne, cum să îi impui unui om o convingere? Da? N-a reușit nimeni să explice în România lucrul ăsta deja de 2 zile. Păi să fii serios, păi nu mă interesează Europa în condițiile în care eu n-am dreptul la o opțiune firească. Cum poți tu să mă obligi cum să trăiesc eu? Pe cât este de normal ca două femei să poată să trăiască împreună, la fel este de normal și ca un bărbat să poată trăi cu o femeie. Este absolut firesc ca omul să aleagă lucrul ăsta. Da? Nu, ni se explică acum că nu se poate și că este o tragedie monumentală. Și este probabil doar începutul. Imaginați-vă că de aici înainte vor fi purecate toate alegerile astea. Oricine se va duce odată la un vot, îi se va imputa după care ce ai votat așa. Trebuia să votezi invers. Nu ți-ai dat seama că nu mai e curentul. Și chiar dacă e curentul ăsta, noi nu avem voie să-l explicăm. Nu avem voie să ne opunem unui curent care nu reprezintă nimic. Omul trebuie să facă, de asta e democrație. Și ar trebui să fie peste tot în lume. Nu numai în țările așa zis democratice. Se poate să-și aleagă soarta. Atât cât este posibil, măcar asta, să spună da sau nu. Condamnăm astăzi un om pentru un da sau un nu? Păi, băieți, bă, eu înțeleg că nu vă pricepeți, că asta semnalez în fiecare seară. Înțeleg că sunteți tolomaci, da? Dar înainte de a vă duce definitiv acasă, lăsați acolo două cuvinte pe masa aia, da? En guise d'adieu. Și spuneți-ne acolo, domnule, așa cum puteți, silabisit sau greșit gramatical scris, despre ce ar putea fi vorba, ca să ducem noi mai departe după aia ideea. Și apoi lăsați-vă. Da? Nu se poate să ajungem la asemenea discuții eliptice de subiect, o să discut eu cu USR. Ce să mai discuț, bă? E hecatombă, în orice caz, în partidul nostru preferat, pentru că, după cum vedeți, a început să cadă capete, mă asigur că este undeva unda aia neagră, care se întâmplă și în aviație, se întâmplă și pe șosele, se întâmplă și la cazinouri, se întâmplă și în viață. Cum ar fi zis Nea Ovidiu. Aici se întâmplă în viață, a fost destituit viceprimarul de la sectorul 6, un nimeni, Alexandru Gâdiuță, userist, pentru că omul se pare ajuta colegi de filială, colegi de partid, da? Să se angajeze în tot felul de poziții dintre astea, adică exact funcția care îți permitea să ajuți ilegal pe unul mai amărât decât tine.
Este unul dintre atributele principale ale politicii oriunde în lume. Absolut oriunde în lume. Și în politica vest-europeană și în politica nord-atlantică se întâmplă la fel. Avem un sondaj, ne plac sondajele, mai ales atunci când nu valorează nimic, cum este acesta, comandat de PNL, unde liberalii sunt în fața AUR cu un singur procent. Așa cum și Republica Sud-Africană, vă reamintesc că a reușit să câștige de ună zi a patra cupă mondială la rugby din istoria sa, triumfând de trei ori consecutiv cu un singur punct, ceea ce la rugby este rarisim. Au învins Franța, apoi Anglia și în finală Noua Zeelandă, de fiecare dată la un punct diferență, așa că să fie atenți și liberalii. Punctul ăsta e foarte șubred. Partidul Șoșoacă-i ar avea 6%, ultima dată văzusem că are 4. Haideți să vedem cum arată lista asta un pic aprofundată. PSD 30, prea rotund totuși, prea din prima. E, de la 40-ul ăla de pe vremea lui Dragnea și lui Ponta, tot a mai coborât un pic. 20% PNL-ul avea și pe vremea lui Căcărău. 19% pentru AUR, într-adevăr, pare enorm. Este insuccesul PSD cu PNL împreună aici, conduc la acest 19%. USR-ul e la 14%, e bine. E bine față de cât de multe autogoluri și-a marcat acest partid și cât de multă cacofonie a existat în rândurile sale. Un partid care n-a reușit să se delimiteze, n-a reușit să-și găsească un culoar. Da? 14% pare totuși destul de mult. Mai ales că, în general, useriștii ar trebui să ia de undeva mai degrabă dinspre PNL, în teorie. Ori PNL-ul e tot la 20%, cât avea pe vremea Căcărăilor. Deci, mi se pare un procent, dacă nu umflat, atunci aproape excepțional. Pentru că USR-ul n-ar fi trebuit să aibă mai mult de 7 sau 8% în mod normal în momentul de față, la cum se prezintă spectrul politic. Sos Șoșoacă, ketchup Șoșoacă, probabil vreau să spună, 6%, UDMR-ul e la Saint-Piternelul 5%, PMP-ul e la 3%, Reper, Forța Drepte și apoi altele la 1%. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European, partidele ar obține următoarele rezultate. Sondaj realizat la comanda PNL pe un eșantion de 1000 de persoane prin telefon în perioada 20-31-10-2023. Asta știm și noi de când lucram la radio la SPT, cum se făceau sondajele prin telefon. Primeai un telefon și te întreba o voce dintre asta feminină: ce radio ascultați? Nu ascult, doamnă, radio, lăsați-mă că aveam de rezolvat cu copilul niște probleme la matematică, că lasă doamna învățătoare corijent. Da, dar dacă tot mi-ați răspuns acum, nu puteți să-mi spuneți că eu am fost politicoasă cu dumneavoastră. Ce radio ascultați? Doamne, nu ascult nicio radio, doamne, lăsați-mă, doamne, nu mai am aparat de radio, că mi l-a luat pe vremuri securitatea. Dar dacă totuși ar trebui să ascultați un post de radio, ce ați asculta? România Actualități, doamnă, lăsați, mai ascultă soția câteodată când face vinete și mai dă drumul. Eu de obicei sunt la bătut de covoare la vremea aia și ca să n-audă soția cum bat eu covoarele, dă drumul la România Actualități. Dar Radio Zoo ascultă, ce? Radio Zoo, de unde, dragi, nu știu. Deci ascultă, poate că ascultă, dragi. Și atunci în toată discuția asta reieșea că tu asculți Radio Zoo. Și ăsta este sondajul telefonic în România. Da? Este doar o mostră de cum se fac la noi lucrurile. Vasile Bănescu atacă și el USR în scandalul Lasconi. Contestarea familiei formate din căsătoria dintre bărbați și femeie este un barbarism. Mie mi se pare invers, domnul Bănescu, sincer. Ești barbar în 2023 dacă tu consideri că numai un bărbat și cu o femeie pot să formeze un cuplu sau o căsnicie. Asta înseamnă barbarism. Dar poate că dumneavoastră sunteți prin Peru, da? Sau prin Botswana. Acolo e posibil să fie alte reguli. În Uganda, de exemplu, dacă ești homosexual, ești condamnat la moarte după noile legi. Poate dumneavoastră sunteți pe acolo. Noi știm că tocmai ăsta e motivul pentru care doamna Lasconi
eminenta doamnă primar de la Câmpul Lung Muscel are probleme pe listele europarlamentare ale partidului său. Tocmai a îndrăznit să spună că e normal ca un cuplu să fie format și altfel decât dintr-un bărbat și o femeie, că nu mai suntem în secolul XVI. Iată o altă părere a acestui Vasile Bănescu, da, care intervine și el în discuție, încă o dată, așa cum am povestit și la începutul emisiunii, pentru asta se organizează referendum în România. Da? O să avem la un moment dat, probabil, poate chiar pe sfârșit de an, că atunci este datina, un referendum pentru tăiatul porcului. Dar acolo tu va trebui să votezi că tai porcul, nu că îl gazezi. Da? Sau că îl duci pe nu știu ce deal și îi citești o scrisoare și amețește porcul în timp ce ascultă și așa se termină cu existența lui. La Ovidiu, am înțeles că era crăcănat și genial, scrie Tolontan în textul de adio din GSP, încă de acum 25-30 de ani, tot crăcănat umbla. Genial n-a fost niciodată, dar e bine atunci când și critici, da, pe de o parte se scrie așa și pe de o parte ne-am învățat că așa e presa tipărită din România, atâta cât a mai rămas. Bubu și revenim în câteva momente. Am revenit, fraților, e istorie și bobul ăsta. Ucraina și Republica Moldova ar putea să înceapă negocierile de aderare cu Comisia Europeană în vederea integrării spațiului comunitar. Ar putea să înceapă aceste negocieri de la anul, în momentul în care sunt îndeplinite condițiile. La anul sau la sfântul așteaptă, de fapt. Acum, cum ar fi spus Marcel Ciolacu la faza asta, care condiții? Ce să îndeplinească? Care Uniune Europeană? Așa, spuneți dumneavoastră unde vreți să intrați. De ce vreți să intrați acolo? Acum când toată lumea vrea să iasă, dumneavoastră vreți să intrați. O să vă urmăresc peste tot. O să vă scot din birouri. O să vă scot acolo de unde faceți evaziune fiscală. Cu mine nu vă merge. Ar putea să înceapă premierul așadar cu combaterea evaziunii fiscale încă de la cele două țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene și poate că nici nu vor fi niciodată. Este încă un exemplu de cât de mare este această birocrație. Păi, la ce folosea Uniunea Europeană dacă nu se facă pe oameni să trăiască mai bine, să aibă condiții mai bune, să fie mai apropiați, nu? Iată că nici măcar acest război sau, în cazul Republicii Moldova, iminența unui război, pentru că la ei se întunecase rău de tot afară și în spatele întunericului era un munte. Și totuși nu s-a făcut absolut nimic. Birocrația a învins și aici, așa cum birocrația a învins și NATO. Care n-a fost în stare să intervină într-un război care va omorâ 3 milioane de oameni. N-a fost bă în stare pentru că nu-l lăsa hârtia aia, coala aia A4 pe care el avea scris regulamentul. Vedeți? Așa e și cu istoria Uniunii Europene, care devine pentru noi, cei care mai avem un pic de demnitate, o noțiune vagă, o noțiune vidă de sens, o cochilie goală. Da? Ce mă interesează toată trâmbița asta de îndatoriri și de privilegii, dacă în realitate Uniunea Europeană nu se poate baza pe niciun pic de umanitate? Nu asta conta în primul și în primul rând? Pentru că dacă aceste țări deveneau, de facto, membre ale Uniunii Europene, odată cu începutul prăpădului acolo, odată cu începutul calvarului, sigur că destinul lor s-ar fi schimbat, pentru că automat, făcând parte din toată această mega organizație, erau oarecum protejate. Dar nu s-a putut face niciun fel de efort, pentru că amărâții aia de prin centrul Europei, nu-i mai cităm că se vor recunoaște, s-au gândit la bani, s-au gândit la eficiență, s-au gândit la finanțe, s-au gândit la marketing, s-au gândit la toate prostiile astea. În fața, totuși, morții a milioane de oameni. N-a fost un joc aici. Nu la Monopoly i s-a refuzat, de exemplu. E important și acolo uneori. Și asta poate să aducă în familie începutul ăla de scandal care să aprindă totul. E important. Dar nu chiar ca în viață. Da? Ca în realitate. Și uite că nu s-a putut face absolut nimic. Asta sigur că este o glumă.
cu de la anul, aderare, și te ținem preaderarea aia 100 de ani, doar ca să nu intri niciodată. Sigur că răspunsul economic ăsta este. Țările astea nu sunt pregătite și nu vor fi pregătite niciodată. Pentru că oamenii lor sunt înapoiați, pentru că economiile nu s-au dezvoltat tot din aceste motive. I-a ținut biserica, cum ar fi spus Sabin German, că acum mai avem și noi o voce care ni se prelungește în noapte. Da? Politicul și biserica i-a ținut în întuneric. I-a păcălit pe oameni și ei trăiau în fundurile Europei și acolo n-au aflat că lucrurile s-au schimbat, că secolele au evoluat. Și ei merg tot pe ideile alea că îl de sus. Dar îl de sus, din potrivă, i-a tras înapoi cu câteva secole fără să le spună asta. N-a cheltuit cu ei, vorba marelui poet de la Slobozia, nici măcar mărunțișul. Și-a bătut joc de ei, finalmente, că alții stau și mănâncă melba cu mango, da? Pe Champs-Élysées sau pe Friedrichstraße. Și ăștia stau cu cucuruzul și se sterg la fund, în fundul curții. Asta e Europa dintr-o parte într-alta. Da? E totuși lamentabil. Mergem mai departe la o știre tumefiantă. Avocații lui Ionel Arsene, acest ghiniol, îl vedeți și în imagine, susțin că el nu poate fi extradat din Italia pentru că este în depresie și prezintă risc de suicid. Atenție că poate să fie un precedent periculos. Fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, da? Ca și cum ar fi fost la Vrancea, numai că la Vrancea sigur erau alții, susțin că acesta nu poate fi extradat din rațiuni medicale. Alfredo Gaito și Mario Antinucci, apărătorii săi din Italia, esedistul, țineți minte că a fost declarat acum câteva zile extradabil de către Justiția Supremă din Italia, decizie definitivă. Uite că avocații încearcă totuși în ultima clipă să-l devieze de la realitate și citez: tulburare depresivă majoră de natură severă prezintă un risc ridicat de suicid în cazul în care cererea de predare va fi admisă. Deci tot impostorul pune condiții. Da? Iată că există și asta este valabilă tot în secolul pe care îl traversăm cu atâta empatie. Este valabilă această teorie. În secolul XVIII te împușca fără să te mai întrebe. Da? Astăzi însă iată avantajele trecerii timpului. Dacă am avut răbdare, vedeți unde am ajuns? Timpul a fost și el răbdător cu oamenii. Cum să spui, bă, așa ceva? Aviz totuși pesediștilor. Uite, de exemplu, nea Sorin, pe care îl prinseseră la Vama Culata sau parcă pe el, l-au dus până la Atena. Și pe aia l-au întemnițat pe acolo. E bine, mersi, oricum, nu? Doamna Elena, tot așa, tot Vama Culata. Nu i-a plăcut în Costa Rica, a zis că tot mai bine aici, pe meleaguri românești. Adică la Vama Culata, unde se vorbește tot limba română ca limbă uzuală. Și toți ăștia, atenție, vor ști de aici înainte să cadă într-o stare de depresie, condiționată însă nu de verdictul instanței din România, care nu-i mai atinge niciun fel. Atâta timp cât există o Italie după. Nu, verdictul justiției de acolo, care după ce încearcă într-o primă fază să-i dea peste bot justiției din România, în anumite situații, pentru că se face recurs, ajunge până la urmă la Curtea Supremă și ăia poate totuși decid să-ți hai să trimite, noi avem un român mai puțin totuși în țară. Hai să-i dăm brânci ăstuia. Da? Și atunci al de Arsene de la Neamț se vede în situația de a face pușcărie în țara pe care a subjugat-o și a subminat-o. Dar nu vrea. Și a găsit această chichiță, nu el, sigur, avocații, da? Chiar dacă nu mai există practic niciun verdict, omule, ce ați vrea acum? Omul să-și pună capăt zilelor? Vreți să-l aveți pe domnul Arsenie, pe conștiință, toată viața? Dați-o dracului de justiție, că justiția e o glumă. Singurul lucru care contează este hoția. A, domnul Arsene a și făcut. Cum să ia? Da? Domnul Arsene a făcut. A, că s-a întâmplat. Sunt niște acuzații fără temei. Sunt acuzații false, în baza cărui document, credeți dumneavoastră. Păi avem un verdict în justiție. Așa și... Deci ăsta este domnul Arsene. Da? Uitați-vă puțin la fața lui, bă, pesediști. Uitați-vă puțin
pe ce jucaseți voi? Uite pe nenea ăsta. Câte culori ies de acolo din buzunarul de la chept? Multe, cum ar fi zis Petrini. Uitați-vă la fața acestui om. Da? Ăsta era președintele Consiliului Județean. Păi iertați-mă dacă îl prindea la școală în 1977. Da? Când debutam noi, îl exmatriculau din prima zi. Așa ceva nu exista pe băncile unei școli serioase, iertați-mă. Pe unde s-o fi strecurat nenea ăsta de a ajuns să se îmbrace cu asemenea haine? Vedeți un pic, are o cămașă cu bulinuțe. Incredibil, bă. Și după ce justiția de pe Mapamund l-a condamnat, da? Până la capăt, el ne amenință că totuși e depresiv. Dar de unde, bă, atâta depresie când tu ai hăituit un județ atâta timp cât ai putut? Cât ai putut, ai dat în județul ăla? Să nu poate să crede sau să îmi explicați că domnul ăsta mergea la muncă în Neamț pentru 1500 de euro pe lună. Că de 1500 de euro nu ieșa, da? Batistuța asta așa de zglobiu din buzunar. Nu stătea el cu mâna așa, nu zâmbea el așa la 1500 de euro pe lună, bă. Nu-și lăsa el bărbuța asta de 2-3 zile, mânca la tata. Un analfabet. Da, iată-l, nu mai există nicio posibilitate că ori îl aducem și îl băgăm acolo în pușcăria aia care miroase numai rahat de dimineața până seara, ori dacă nu, o să-l avem la groapă pe conștiință. Extraordinar acest șantaj. Și sigur că societatea românească n-are un răspuns. Oamenii înjură acasă și politicienii merg mai departe, așa cum a fost mereu, și vor găsi circunstanțe atenuante acestui individ. Ministrul Alexandru Rafila a spus în plenul Senatului că în ultimii 12 ani acoperirea vaccinală în România a scăzut de la peste 90%, cât era în 2010. În 2010 într-o altă lume. La 80% aproximativ. E adevărat că a fost o pandemie în perioada asta peste noi. Strategia națională de vaccinare nu are nimic de a face cu obligativitatea vaccinării, reamintește el. Și tot Rafila, într-un alt text, spune că sistemul de sănătate din România, ținând cont și de limitele finanțării, asta e problema lor, nu a noastră, le oferă pacienților în general populației servicii satisfăcătoare. Păi chiar și dacă ar fi așa, nu suntem în Burkina Faso, nene. Suntem în Uniunea Europeană. Deci cu un astfel de discurs fatalist, dacă mai citești odată, aproape defetist. Cum să spui că în general serviciile sunt satisfăcătoare? Păi ajungem aici din sănătate pe căile ferate. Și acolo sunt satisfăcătoare, că dacă tu ai mersul să-l tăreți așa, ajungi un pic înaintea trenului acasă. Deci avantaj tu. CFR-ul nu-ți poate impune să mergi mai încet decât trenul. E simplu. Tu ții bilet pe tren în caz de. De exemplu, obosești. Și atunci, ca să nu mai alergi așa pe lângă tren, la un moment dat te sui în el. Dar după ce îți revii, da? Mănânci un pic din desaga aia pe care ți-a pus-o mama de acasă, băi, e iar la fugă și lași trenul în urmă. Și trenul este de backup, cum s-ar spune astăzi pe la noi, pe la birourile corporatiste. Cum să vii să-mi spui că sănătatea e satisfăcătoare în 2023 la nivelul finanțării? Păi și unde s-au dus banii, bă, nene? Adică care era prioritatea mata? Sau altor, la fel de proști ca tine? Tu vii să-mi spui acum că n-ai putut la banii pe care i-am băgat să fiți mulțumiți. Cam ăsta e mesajul lui. La câți bani să dau la sănătate, e bine, bă, și așa. Dar dați mai mulți bani, ce vă oprește? Că doar toți sunteți cu buzunarele pline. Dovadă că nu e chiar așa, că nu e chiar satisfăcător sistemul, este că, știm povestea, ei nu se operează sau nu se controlează medical în România atunci când lucrurile sunt dificile. Așa că s-a dus unul și a făcut o întorsă când a coborât de pe babele, da, poate să se ducă. Mai ales că îl cunosc medicii, că dă un telefon îl de sus de la partid și e simplu. Dar dacă e o chestiune gravă, el nu se duce în România, că n-are încredere în sistemul pe care chiar el îl finanțează. Deși
mă aștept la o declarație a lui Rafila, tot așa de sărbători, sub pom, că el și-a făcut toate investigațiile și toate vaccinurile numai în țară. Cum a declarat și tovarășul Ciucă. Nu mi-am făcut nicio vacanță în străinătate, a zis Nicolae Ciucă, în viața mea. Pentru că în România sunt atâtea lucruri de descoperit încât mi-e frică că nu voi avea timp să le descoper pe toate. Iată un patriot cum n-am mai văzut de pe vremea lui Caragiale. Da? Nu Caragiale însuși, ci vremea lui, atenție. Ce o să ne spună CTP-ul? Că nici Caragiale nu s-a descoperise pe vremea lui Caragiale, așa-i. Dar ne-am spus pe vremurile lui Caragiale. Da? Deci n-am mai văzut un patriot de pe atunci, de nivelul tovarășului Nicolae Ciucă. Ăsta da, bă, păcat că n-a spus-o Ciolacu. Nu mi-am făcut niciodată nicio vacanță în afara județului Buzău, pentru că sunt atâtea de descoperit la mine în județ că mi-e frică că nu mi-ajunge o viață să le descoper pe toate. Cum ar suna, bă? Vedeți, ăștia sunt politicienii care trebuie votați, bă, fraților. Să vină mai repede acest 2024, că nu mai avem răbdare. Milioane de japonezi, bă, s-au refugiat în buncăre și în clădiri de urgență, pregătiri pentru un atac din Coreea de Nord. Vezi, așa-i, mă, dacă ai rămas fără ambasadă. Pare că Fenianu a închis ambasada de la Tokyo. Pe aia de la București n-a închis-o. Așa că noi nu trebuie să ne pregătim pentru nimic. Ce norocoși suntem, bă! Cum ar fi să ni se explice la Digi16 în fiecare după amiază la tanti aia și la nenea ăla că de mâine încep pregătirile pentru acoperișurile și ascunzăturile antiaeriene în cazul unui atac nord-corean. Cetățenii vor primi iod, da? Vor primi kitul de supraviețuire în trei limbi, limba română, limba engleză și limba coreană, da? Să învățăm cum să, ce să facem în momentul în care sirenele vor suna roșu cu albastru, adică culorile drapelului nord-corean. Ce trebuie să facem în clipele alea? Ce să luăm mai întâi? Da? Pastila de iod, de exemplu, sau pastila de depresie? Da? Probabil că va exista și o a treia pastilă, pastila de siguranță, zisă și pastila Raed Arafat. Da? Ma, vom afla la un moment dat, peste câteva milenii, că aceste pastile se puteau lua toate trei împreună. Și că ele creau așa un fel de cocktail de ăsta amăgitor care te trimitea într-un Eden al supraviețuirii. Da, sigur, noi nu suntem încă acolo, japonezii să-și facă astfel de griji, pentru că ei au rămas fără ambasadă și fără altele. Și proximitatea Coreei de Nord, sigur că îi tulbură pe japonezi, care s-au pregătit pentru atacurile astea din totdeauna. Un copil născut astăzi în România atinge doar 58% din potențialul productiv, cel mai scăzut nivel din UE. Dar nu pentru că este un copil cu probleme, dimpotrivă. Copiii din România, conform rezultatelor pe care le obțin la olimpiadele astea naționale și internaționale, sunt printre cei mai răsăriți din Europa, dar n-au condiții, în sensul că țara condusă de Tolomaci nu le-a creat aceste condiții. Celor de la țară vedem și rezultatele de la examene, la evaluarea națională sau de la bacalaureat, unde ei într-adevăr sunt codași și au rezultate lamentabile, tocmai pentru că nu mai există un interes pentru învățământ acolo, s-a pulverizat ideea de învățământ pe ideea că merge și așa și că vor fi farfurii de spălat la Torino sau la Birmingham suficientă vreme de aici înainte, sau dacă nu pe aeroportul de la Luton. Nu? Cel mai slab nivel. Sistemul educațional românesc ar trebui reformat sau închis, spuneam noi la un moment dat, să închidem și căile ferate, să închidem și învățământul, având în vedere rezultatele slabe din ultimii ani. Spune un document remis clienților de către grupul bancar Erste și analizat de oamenii noștri de la profit.ro. Acesta semnalează declinul numărului profesorilor în ultimii 25 de ani, plus existența unui personal demotivat. Un copil născut astăzi în România atinge doar 58% din potențialul productiv. Adică, cumva nu i-ar fi permis să meargă mai departe, pentru că nu are dascăl, nu are manuale,
nu are biblioteci, nu are cum ar veni acces la acest tip de cultură raportat la vârsta lui, pe care ar putea să-l aibă și ar trebui să-l aibă raportat la mediul în care trăiește, adică în Uniunea Europeană. Copiii români sunt probabil precum copiii ugandezi sau burundezi sau aia din Tanganyika, pe care îi pomenea Sabin German la un moment dat. Acum lacul Tanganyika, mai este regatul Tanganyika, dar aia care stau pe malul lacului cu lianele în jurul mijlocului, da, în jurul lacului Tanganyika și se uită așa în pustiu. Păi că și ăia ating undeva pe la 58% din potențialul pe care l-ar putea atinge. Kelemen Hunor a declarat că dacă maghiarii și romii n-ar fi fost răbdători în România, lucrurile ar fi stat cu totul diferit. Da? E un titlu împăciuitor, dar dacă citești textul e cam invers. El spune că n-ar fi trebuit să fie chiar atât de răbdători. Și că dacă erau mai agitați, mai intempestive, așa, lucrurile ar fi fost mai bine și pentru ei și înțeleg că finalmente chiar și pentru noi. Dar e greu să discuți sau să comentezi un text al lui Kelemen Hunor, că de fiecare dată ți se spune că el a zis bine și tu l-ai înțeles greșit. Noi trăim într-o lume în care în general se dă dreptate cui nu trebuie, după cum bine știți. Și Marcel Ciolacu a lansat un mesaj pentru etnia romă: mai toate deciziile bune pentru romi s-au adoptat în timpul guvernărilor PSD. Domnul Ciolacu, dacă ne urmăriți, sunteți prea modest. Sunteți mult prea modest și pentru tătari, și pentru sloveni, da, și pentru ialomițeni, și pentru giurgiuveni, și pentru columbieni, și pentru ecuadorieni, da, și pentru paraguaieni. Cele mai bune măsuri le-a luat tot PSD-ul. Nu vă sfiiți să mai adăugați, dincolo de această etnie, și altele. Da? Toți cetățenii ăștia care ar fi putut să o ducă mai bine, ar fi dus-o mai bine dacă erau contemporani cu guvernările PSD. Dar unii dintre ei s-au născut unde nu trebuia. Printre Grete, de exemplu, pe malul nu știu ce cărui lac african. În loc să fie aici, în ograda PSD, să vină, de exemplu, dinspre Teleorman sau dinspre Giurgiu cu autocarele duminică dimineața la București să voteze într-un singur sens. Și le-ar fi mers mai bine. Dar uite, așa e viața făcută uneori. Nu ne merge tuturor la fel de bine cum ne-ar fi mers dacă eram PSD-și de mici. Pe mâine seară!